Bună seara, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la o nouă ediție Moldova Gândește, o emisiune cu reportaje și anchete sociale. De câțiva ani, bisericile sunt zguduite de tot mai multe abuzuri sexuale comise de slujitorii Domnului. Facem precizarea de la bun început că nu urmărim să denigrăm sau să favorizăm una sau mai multe confesiuni religioase sau oamenii care le reprezintă public. Cert este că an de an apar cazuri de abuzuri din partea preoților în Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică, în bisericile protestante la nivel mondial. Republica Moldova nu este însă o excepție. Ne-am concentrat, documentând acest subiect, asupra două cazuri dintre cele mai recente și de rezonanță, ambele fiind din Biserica Ortodoxă. Unul ține de Mitropolia Moldovei și altul de Mitropolia Basarabiei. Ambele cazuri se află încă în fazele de cercetare sau în instanță, fără a avea decizii definitive, iar unul dintre preoți încă oficiază slujbe și ține predici de moralitate în fața enoriașilor. Mănăstirea Sfântul Andrei, orașul Durlești, Mitropolia Basarabiei. Aici, stareț este preotul Andrei Caramalău, care a fost condamnat de judecătoria Chișinău cu sediul Buiucani în primă instanță la 5 ani de pușcărie pentru acțiuni perverse și lipsit de dreptul de a sluji sau de a se implica în activități ce prevăd interacțiunea cu minori. Cu toate acestea, l-am găsit la biserică îmbrăcat în haine preoțești, slujind în ziua sărbătorii Sfântului Dumitru. De aceea, dragii noștri, Sfântul Dimitrie, să-l avem în viața noastră ca un model, ca un reper, ca un vector al vieții noastre în care și noi avem același scop, mântuirea noastră. Cazul a început cu alt preot, condamnat la 16 ani de închisoare pentru violul unei minore, pe numele lui Mujdei Claudiu Vasile, care activa în aceeași mănăstire din municipiul Chișinău. Starețul a cunoscut despre cazul de abuz din partea preotului Claudiu Mujdei, dar ar fi ascuns acest fapt. Și asta în timp ce totul se întâmpla în stăreția mănăstirii. Acest tânăr a venit în Republica Moldova, unde a fost deaconii și preoții de Mitropolia Basarabiei, plasat în mănăstirea Sfântul Andrei, și avea o concubină. Deloc nu mă deranjează că avea concubină, e treaba lor, dar problema majoră este că el întreținea relații sexuale cu fiica concubinii sale, care nici nu avea o vârstă minimă de accept sexual, nici nu avea 16 ani. Respectiv, dacă nu avea 16 ani și dacă nu putea să dea un accept conștientizat, conștient că își dorește această relație sexuală, aceasta se numește viol. Dar aceste lucruri s-au întâmplat și în mănăstirea Sfântul Andrei. Respectiv, despre aceasta știa și starețul mănăstirii, arhimandritul Andrei Caramalău, cu numele său de buletin, de pașaport, Vasile Caramalău, este, dacă nu greșesc, este venit din Galați. Și, respectiv, toate aceste lucruri se întâmplau de câțiva ani. După ce noi am dezvăluit toate aceste lucruri, eu am fost invitat la TV8 la emisiunea lui Dorin Galben, Freedom, în care noi am discutat toată această temă. Dorin a telefonat la Mitropolia Basarabiei ca să afle despre acest caz și da, în acel moment Mitropolia Basarabiei a recunoscut. Da, într-adevăr, este din Mitropolia noastră. Și da, într-adevăr, noi de la bun început l-am oprit de la slujire. Ok, l-am oprit de la slujire. Dar din ce cauză noi vedem că el continuă să slujească? Noi îl vedem în cel mai important veșmânt preoțesc, epitrahil, pe gât, și îl vedem că slujește. Cum l-a oprit? Eu cred că acest lucru cumva s-a dorit în Mitropolia Basarabiei să se mușamalizeze. Exact cum se mușamalizează și alte multe cazuri de viol. Mitropolia Basarabiei, exact ca și Mitropolia Moldovei, astfel de cazuri, se merge pe exact aceeași pași greșiți pe care a mers cândva Biserica Catolică, de a mașumaliza cazul și poate a transfera un preot de la o parohie dintr-o regiune în alta. Și respectiv problema nu se rezolvă, problema se mută dintr-o parohie în alta. Și respectiv nici acest caz, dacă nu va ajunge să fie pedepsit, până la urmă, în instanța superioară, atunci noi vom avea cazuri similare, eu sunt sigur. Am reușit să discutăm cu preotul Caramalău, iar acesta ne-a spus că s-a pomenit în situația asta din cauza unor persoane care îi vor răul. Dar cum v-ați pomenit cu acuzațiile astea? Ce s-a întâmplat de fapt? Cum? Din punctul meu de vedere, consider că este un dosar fabricat pe baza unor rele intenții din partea unor persoane care eu iert, i-am iertat, le port respectul, însă e o luptă
Împotriva noastră? Nu, împotriva mea, împotriva bisericii și împotriva realizărilor pentru care s-au inițiat lucruri frumoase și undeva consider că e un aspect al durității și al intențiilor în care nu pot fi fondate decât pe neadevăruri și pe ranchiună. Eu consider că totuși am încredere în justiție, am încredere în principiul în care mă consider nevinovat. Sunt lucruri la care, sigur, sufăr, e adevărat, ca om sufăr, pentru că este vorba de imaginea mea, este vorba de prestanța mea, este vorba de activitatea mea. Sunt păstor de suflete în care, sigur, îmi dau seama că aceste prejudicii de imagine nu folosesc, aduc prejudicii de imagine și comunității religioase, dar datoria mea este să plec genunchiul ca inima să fie sus. Instanțele bisericești l-au suspendat din funcție, interzicându-i să oficieze slujbe. Mitropolia Basarabiei, prin secretarul său Constantin Olariu, ne-a declarat că părintele nu a fost repus în funcție deoarece cazul încă se judecă, iar la Biserica Mănăstirii Durlești există alt preot care de 2 ani oficiază slujbe. În momentul în care va exista o decizie definitivă, se vor lua măsuri din partea mitropoliei. Contrar declarațiilor reprezentanților mitropoliei, preotul Andrei Caramalău ne-a declarat că el a fost repus în funcție și a fost suspendat doar pe durata a 6 luni. E adevărat că am fost suspendat, după care în alt preasfințitul, prin înțelepciune și consistorie parhial, au luat de cuviință ca să fiu reabilitat, pentru că, sigur, achitarea mea la curtea de apel a fost una rezonabilă. Mm-hmm. Am înțeles. Și de când ați fost repus în funcție? Aproximativ, așa? După intervalul celor 6 luni de suspendare. Secretarul mitropoliei s-a arătat foarte mirat de faptul că părintele Caramalău încă slujește contrar deciziilor conducerii. Ne-a comunicat că se va documenta și va prezenta un raport către mitropolit pentru a se lua măsurile necesare dacă se va adeveri că părintele într-adevăr sluja. Ceva nu se leagă în toată povestea asta. În discuțiile noastre cu preotul și cu mitropolia, cineva încalcă porunca nouă. Cine anume, sperăm să aflăm. Iar dacă Mitropolia Basarabiei are nevoie de dovezi, cum că preotul condamnat încă slujește, le prezentăm noi. Până la pronunțarea deciziei dumneavoastră, considerați că e normal să oficiați slujbe în continuare? Sigur. Sigur, pentru că eu am prezumția nevinovăției. Arhimandritul Andrei Caramalău, fost arhidiacon al mitropolitului Petru al Basarabiei, a fost condamnat anterior pentru utilizarea muncii sau serviciilor unei persoane care este victima traficului de ființe umane. De asemenea, acesta a mai fost condamnat și pentru conducerea automobilului în stare de ebrietate cu grad avansat și a fost amendat cu 31.500 de lei. Dumneavoastră ați mai avut câteva probleme înainte. Mm-hmm. Ce puteți să ne spuneți despre ele? Tot cumva motivele astea? A fost una cu, nu știu, cu permisul. Bine, nu vreau să dau curs, nu vreau să dau curs, nu vreau să dau curs interpretărilor. Noi vrem părerea dumneavoastră, nu interpretări. Da, da, da. De asta vă și întreb. Da, da, da. Părerea mea este că totuși a fost un proces care a fost casat și în cele din urmă nu mai are valoare. Cine vrea să vorbiți despre asta? A trecut. L-am întrebat și despre suma de bani ce a fost găsită acasă la el în timpul perchezițiilor. La dumneavoastră au fost găsiți 85.000 de lei. 75.000 de lei. De unde i aveați? Ce erau banii? Ce era cu ei? Mi-am pare rău că puneți problema atât încât este o sumă infimă. Raportat la un milion de euro care am investit în mănăstire. Uh-huh. Este o sumă infimă, prea infimă. Este o sumă în care nu reprezintă o valoare pentru, da, banii credincioșilor. Din ajutor. Erau pentru biserică. Pentru biserică, sigur. Uh-huh. De la PC Cox am aflat că preotul Andrei Caramalău este condamnat pentru acțiuni perverse. Procurora Nadejda Barbalat ne-a declarat că acesta nu și-a recunoscut vina și nu a făcut vreo declarație în acest sens.
Ne mutăm în Mitropolia Moldovei, la altă biserică, într-o localitate din raionul Glodeni. La sfârșitul lunii iulie, poliția a fost alertată că preotul din sat ar fi încercat să violeze un băiat minor din aceeași comună. S-ar fi întâmplat după o petrecere pe malul Prutului, unde s-ar fi consumat și băuturi alcoolice. Acesta ar fi agresat copilul la el acasă, după ce l-a ademenit în mașina personală. Băiatul ar fi reușit să fugă la rudele sale. Preotul este cercetat penal, însă vestea a generat o undă de șoc între săteni, dar și în toată Republica. Momentan, preotul a fost eliberat din arestul poliției, dar are interdicția să părăsească localitatea. La momentul de față, clientul meu în continuare pledează nevinovat și noi urmează să demonstrăm faptul că este nevinovat și de fapt acesta este un dosar, nu știu, din care motive inventat în privința clientului meu și vom continua să plădem nevinovat. La moment este obligațiunea de a nu părăsi localitatea, care recent noi am prelungit-o și ea expiră la mijlocul lunii decembrie. Reprezentanții Mitropoliei Chișinăului și a întregii Moldove nu au răspuns la telefon pentru a comenta comportamentul preotului. De asemenea, nici episcopul de Bălți și Fălești, Markel, cu care părintele bănuit a ținut mai multe slujbe, nu a răspuns încercărilor noastre de a-l contacta. Totuși am obținut un punct de vedere din partea episcopului de Orhei. Deci ancheta e în derulare și atunci preotul este oprit de a sluji, dacă la el vă referiți. Dar până nu va fi pronunțată o sentință, nu ne putem da cu părere, dar orice abuz este condamnabil. Dosarul se află la fază de urmărire penală, dar procedurile durează destul de mult, ceea ce duce la întârzierea cercetărilor și transmiterea dosarului în instanța de judecat. Pe dosar a fost dispusă efectuarea expertizei psihiatrico-psihologice în privința victimei, deci în asemenea categorii de dosare, acțiunea procesuală dată este obligatorie. Deci legea procesuală penală ne obligă să facem o asemenea acțiune de urmărire penală și respectiv până nu va fi efectuată această acțiune și nu vom primi concluziile expertului psihiatrico-psihologic, deja nu vom putea pune problema soluționării fondului cauzei. Evident că în această, spunem așa, pauză, cât așteptăm efectuarea acestei expertize, care, cum am spus, este planificat pentru data de 16 noiembrie 2022, acele acțiuni de urmărire penală care au fost posibile de efectuat, deja noi le-am efectuat și, practic, la moment, spunem că suntem pe final, așteptăm rezultatele deja acestei expertize, ca deja să ne putem expune pe fond situației și speciei cercetării. Bunicii minorului nu au încredere în justiție și nu speră la rezolvarea cazului. De ce credeți asta? Pentru că dacă el nu e și el fuge și el are spate, piune are spate și aici la mine fata cu genele nu mai dobdesc. Pentru că cum ai fost plângeri s-au retras. El atunci nu s-a lăsat, dar el s-a dus acasă și a spus. Pentru că am auzit, zic, cum e preot, toată lumea din sat, din prejur, se duc la dânsul la biserică să facă așa și așa. Mi-a fost din erare deodată, dar pe urmă, dacă e drept. Și înseamnă cum se mai aude de lume, chiar nu prima dată. Prezentarea, cercetarea și sancționarea acestor cazuri ar trebui să fie făcută cu mai mult curaj și transparență, deoarece nimeni nu este mai presus de lege. Iar cetățenii au nevoie să știe că justiția le poate oferi un proces echitabil și le poate apăra drepturile și libertățile, crede activistul Rodion Gavriloi. Statul trebuie să dea un semnal clar atât clericilor, cât și tinerilor pasibili de victime. Clericii trebuie să știe că orice caz penal pe care el se vărșesc, orice viol, orice furt sau orice omor va fi penalizat. Chiar dacă sunt diaconi, monahi, clerici de orice rang, preoți, episcopi, metropoliți, nu contează. Există codul contravențional, există codul penal și ei numai decât vor fi pedepsiți. Pe de altă parte, noi vedem că unul din cei, acest preot, el îi spunea victimei că n-ai de ce să te adresezi la poliție, că eu am acolo cunoscut, eu am cunoscut în procuratură, am cunoscut în poliție, respectiv nu vei putea face nimic. Și această fată avea frică să se adreseze cuiva. Acum statul trebuie să dea semnal și acestor persoane că poliția, procuratura vă va apăra, vă face dreptate justiția din Republica Moldova. Iată din ce cauză aceste cazuri și de mass media trebuie să fie dezvăluite. Acești clerici trebuie să fie dezvăluiți. Din ce cauză și din punct de vedere moral? Deoarece acei oameni care vin la această mănăstire, ei trebuie să cunoască că acest preot
este condamnat. Acest preot este acuzat. Respectiv, ei trebuie cel puțin să cunoască acest lucru. Ei deja vor decide, vor dori să meargă la acea biserică sau la acea mănăstire sau nu vor dori, dar ei trebuie să cunoască acest lucru. Într-un sondaj realizat online de către echipa noastră și la care au răspuns în jur de 900 de persoane, care a sunat în felul următor, preoții acuzați de perversiuni sexuale față de minori trebuie pedepsiți mai aspru decât alte categorii de persoane? Am aflat că 592 de respondenți sunt pentru pedepse mai aspre, 252 consideră că nu ar trebui făcută o diferențiere, iar foarte puțin sunt indiferenți asupra acestui subiect. Astfel de cazuri în care clericii sunt acuzați de abuzuri sexuale față de minori sunt prezente în toate țările și în toate confesiunile. An de an apar cazuri de abuzuri din partea preoților în Biserica Ortodoxă, în Biserica Catolică, în bisericile protestante și altele. Unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri de acest fel s-a înregistrat în statul american Pennsylvania. Opinia publică a explodat după ce s-a aflat că peste 300 de preoți au abuzat cel puțin 1000 de copii timp de 7 decenii, conform unui raport al procurorului general. Who would believe me? A priest in 1948 or 47 would abuse you? Do that? Never heard of such a thing because they covered it up. După ce s-a aflat public despre aceste abuzuri, Papa Francisc a cerut iertare pentru durerea cauzată victimelor și a precizat că preoții catolici trebuie să se implice în eforturile de a opri astfel de fără de legi. El a criticat liderii bisericilor pentru că ar fi fost mai îngrijorați de reputația lor decât de siguranța copiilor. Președintele Raionului Făleș, condamnat penal pentru consum de alcool la volan, și-a ispășit pedeapsa de 134 de ore în folosul comunității. A tăiat copaci, ne-a spus Sergiu Fântâna, care însă s-a arătat mirat de interesul echipei noastre de filmare față de dosarul său. Sunt mult mai mulți oameni importanți care ar merita o atenție sporită din partea televiziunii. Cărui fapt se datorează interesul televiziunilor față de bine? Ați fost un contravenient. Ați încălcat. Păi sunt, și sunteți președinte de Consiliu Raional, nu sunteți Petrică sau Ionică. Deși nu reflect, ca exemplu, eu știu, televiziunile spunem că Consiliul Raional Făleaște are locul de frunte la transparență. Deși asta nu se reflectă. După o scurtă pauză, revenim cu subiecte legate de consumul de alcool la volan. De la an la an, numărul acestor șoferi este în creștere, deși pedepsele sunt mai dure, iar raziile poliției mai multe. Își pun propria viață în pericol, își pun în pericol viețile celor apropiați, ale copiilor, părinților, prietenilor. Sunt și un pericol public pentru cei din jur, care nu poartă vreo vină că un șofer în stare de ebrietate le se încale și le spulberă viețile. În ciuda pedepselor mai aspre, dar și a filtrelor poliției, mii de persoane continuă să urce în stare de ebrietate la volan. Aventurile penale se soldează, de cele mai deseori, cu accidente mortale. Din vina șoferilor beți, anul acesta au murit 19 oameni. Dacă e să comparăm cu anul trecut, atunci numărul deceselor a crescut cu circa 26%. Inspectorii încearcă să-i depisteze până să comită vreo tragedie. De obicei, filtrele poliției se soldează cu 10 de șoferi prinși beți, iar mai apoi și drogați la volan. La una din raziile poliției organizată pe traseul Chișinău-Orhei am participat și noi. Au fost și șoferi disciplinați, însă acest lucru nu se poate spune despre un conducător de motocicletă care era în stare avansată de ebrietate. Acesta urcase la ghidon, deși nici măcar nu deținea un carnet de conducere. Unul dintre cele mai cumplite accidente provocate de consumul de alcool la volan este cel care a avut loc în octombrie 2019 pe strada Alba Iulia din municipiul Chișinău. O femeie a intrat atunci cu viteză de 160 de km la oră în intersecție la Roșu, unde a lovit un troleibuz plin cu pasageri care se deplasa regulamentar. În urma impactului devastator, atât ea cât și pasagerul ei au murit, iar în jur de 30 de oameni din transportul public au fost răniți. Proba de sânge prelevată de la șoferiță a demonstrat că
avea o concentrație de 2,15 grame de alcool, pe când limita permisă este de doar 0,3. Astfel de tragedii rutiere care au loc din cauza șoferilor beți nu sunt o raritate pe drumurile din țară. Ce se întâmplă în organismul oamenilor atunci când consumă alcool? În primul rând, le este afectată vederea și capacitatea de reacție. Mai puternic se răsfrânge asupra vedierii, da? Asupra acomodării. Deci ei mai greu stabilesc distanța până la obiectele înconjurătoare. Da? Asta se face din cauza că se dilatează pupila. Pupila, care este foarte sensibilă la consumul de alcool. La consum ea se dilată. După asta, atunci când sunt urmările consumului de alcool, ea se constrânge. Cu alte cuvinte, persoanele nu pot estima corect ce distanță este între automobilul său și alte obiecte din jur. Așadar, fiecare șofer care urcă beat sau drogat la volan este un pericol pentru cei din jur. Pentru a depista, până să comită vreo tragedie rutieră, inspectorii de patrulare desfășoară filtre. Cei mai mulți conducători auto în stare de ebrietate sunt priși de poliție în zilele de weekend. Astfel, în fiecare zi de luni, se trage linia și se anunță totalurile. De pildă, în weekendul trecut, peste 30 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate și au fost înlăturați de la volan. Majoritatea acestora se aflau în stare avansată de ebrietate. La un filtru de acest fel am participat și noi. A fost organizat în preajma municipiului Orhei, unde, în acea zi, era marcat hramul orașului. Pe de regulă mi-ați scoat de unde? Foarte bine la noi. Băuturile cu orice n-ați consumat astăzi? Nu, asta e de zi, chiar am fost la hram, dar n-am consumat nimic. După o scurtă conversație, unii șoferi au fost puși să treacă proba etilotestului. Sigilați dumneavoastră personal, vedeți că e sigilată. De la mijlocul rupt, adică. Luați aer în piept, suflați de cur 3-4 secunde, păi sau de pututură. Nu trebuie care, dar suflați, se tăie rezultatul. Nu, că în mașină aveți un miros de alcool și la... Mâncați și gumă și nu se înțelege ce faci. Seară frumoasă! Da. Cei cu rezultate de zero și-au continuat drumul, nu și acest conducător de motocicletă. Nu. Cheie la sus. Cum vă spune dumneavoastră? Am net până aici. Ia coboară, trebuie, de să-și pune pe... Cum îți spune? Gheorghe. Gheorghe, băuturile alcool ce-ai consumat astăzi? Da. Cât? Nu știu. Asta e și motestarea? Bine. Persoana și ne? El cred că nu contează. Nu te contează. În cazul său, etilotestul a arătat că se afla în stare avansată de ebrietate și că riscă, respectiv, dosar penal. Rupe la mijloc, rupe. Așa. Asta este testarea la alcool, să vedem concentrația de alcool. Faceți o soare de 4-5 secunde până să aude pupătură. Trazi aer adânc în piept, în lung și nu tare. Slap. Destul. Am unui uităm să așteptăm rezultatul. Cât e ieșit, domnul Gheorghe? 0,81. Este grad avansat, e cam mult. De regulă, poliția folosește alcool testerele de tip Dräger pentru a stabili nivelul de alcoolemie în aerul expirat, iar ca șoferii să fie cât de cât sigur că rezultatul nu este unul fals sau influențat, ei sunt cei care desigilează tubul de plastic folosit pentru a sufla. Iată cum ar trebui să aibă loc această verificare corect. Această fiolă îi se mânează însuși persoanei care este supusă testului și ea singură o desface, singur vede că ea nu este desfăcută și nu poate conține careva promil sau careva contact cu aerul din afară. De asemenea, ea se cuplează în aparatul acesta, da? Și respectiv se dă persoanei să sufle în continuu timp de câteva secunde, da? Și respectiv pe acest ecran apare dacă persoana a consumat sau nu promilele care se află în aerul expirat. Unde după aceasta iese un check.
Însă avem cazuri când șoferii nu sunt de acord cu rezultatele acestor teste, fiind convinși că nu au consumat alcool înainte să urce la volan. Un conducător auto din capitală, Lilian Erhan, a reușit să-și demonstreze nevinovăția la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În dimineața zilei de 3 septembrie 2015, pe când activa ca șofer la o instituție de stat, a fost oprit în trafic și supus etilotestului. Rezultatul pozitiv l-a șocat. În decurs de 2 ore, a făcut un test de sânge care a demonstrat că nu consumase alcool. Însă nicio instanță din țară nu a vrut să recunoască veridicitatea testului de sânge, pentru că nu a fost făcut în prezența unui colaborator al poliției. Alcooltesterele, înainte de a fi folosite de inspectorii de patrulare, trebuie să fie certificate metrologic de Institutul Național de Metrologie. Iar inspectorii sunt instruiți să le utilizeze corect, ne dau asigurări reprezentanții poliției. Acest drager, da, el este la strictă evidență. El nu poate folosit în orice, în situațiile decât nu sunt. Mai mult ca atât, angajații care folosesc alcootestul dat, ei sunt instruiți. Ei primesc o permisiune de a utiliza acest drager. Nu pot oricine ca să folosească dragerul. Însă în istoria recentă a poliției au fost cazuri când astfel de aparate erau folosite ilegal cu scopul de a estorca bani de la șoferi. Ne întoarcem cu 6 luni înapoi și ne oprim în data de 12 mai 2022. Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului de Interne anunțase despre reținerea a 3 inspectori, printre care și un șef. Într-o mașină de serviciu fusese descoperit un set de testare alcoolscopică neregistrat și fără a fi certificat. A doua zi de la reținere, jurnalistul de la TV8, Cătălin Gorea, a încercat să afle de la unul dintre inspectorii reținuți de ce avea nevoie de alcool tester și când și cum îl folosea. Polițistul însă nu a scos niciun cuvânt atunci. De unde ați luat dispozitivele, dragă? Am vrut să aflăm la 6 luni distanță la ce etapă este acest dosar și ce s-a întâmplat cu inspectorii care fuseseră reținuți. Serviciul Protecție Internă și Anticorupție ne-a declarat că ar trebui să ne adresăm la Procuratura Anticorupție. Am expediat în adresa acestei instituții o solicitare de informație, dar nu am primit deocamdată răspuns. Specialiștii de la Dispensarul Narcologic de Stat susțin însă că pentru a stabili nivelul exact de alcoolemie este nevoie de a face totuși analiza sângelui. Totdeauna este diferență dintre cantitatea de alcool care este arătată la testare cu aparatul, care de multe ori în primele 30-40 de minute arată alcoolul din cavitatea bucală. Fiindcă peste, am zis, peste jumătate de oră, peste o oră începe să apară alcoolul din sânge care se elimină prin plămâni. Pe de altă parte, poliția nu poate depista șoferii care urcă drogați la volan. Pentru asta este nevoie de testul la urină. Noi, 3 ani în urmă, am verificat toți șoferii care vineau de la accidente și am făcut testarea la droguri și am găsit în jumătate de an 540 de șoferi cu consum de droguri, care în aparat nu sunt determinate. Potrivit datelor oferite de Inspectoratul General al Poliției, de la începutul acestui an au fost sancționați contravențional pentru conducerea în stare de ebrietate 1577 de șoferi. Alți 3789 s-au ales cu dosare penale și tot în această perioadă, din cauza conducătorilor auto în stare de ebrietate, s-au produs 256 de accidente în traficul rutier. Acestea s-au soldat cu decesul a 19 persoane și 129 de persoane rănite. Deși numărul de accidente este cu circa 10% mai mic față de aceeași perioadă anului trecut, numărul deceselor este în creștere cu circa 26%. În funcție de nivelul de alcool depistat, șoferii se aleg fie cu dosare contravenționale, fie cu dosare penale. Statistica Inspectoratului General al Poliției arată că în primele 10 luni ale acestui an, în jur de 1600 de persoane au fost sancționate contravențional, pe când numărul șoferilor penali e de peste 2 ori mai mare și se apropie de 3800.
Toate aceste procese penale ajung în judecată, fapt ce pune o presiune enormă pe sistemul judecătoresc. De obicei, dacă vina li se demonstrează, se aleg cu ore de muncă în folosul comunității și cu anularea dreptului de a mai conduce. La fel s-a întâmplat și cu președintele raionului Fălești, Sergiu Fântâna, care anul trecut a fost prins beat la volan. Instanța i-a aplicat 134 de ore de muncă neremunerată. I-am făcut o vizită ca să aflăm cum și-a ispășit pedeapsa, s-a arătat admirat de interesul nostru pentru dosarul său, dar a fost de acord să ne vorbească. Filmiți de gând și pașaport tehnic. E operațiune la noi. Deci suntem șoferi în stare de ebrietate. Dumneavoastră consumat careva parcurs sărătoasă? Nu, n-am consumat. N-am consumat. Sergiu Fântâna, președintele raionului Fălești, fusese stopat de un echipaj de poliție în timp ce conducea pe o stradă din municipiul Vâlți. Ora 19:40 de minute. Bărbatul a cerut să fie dus la spital, unde i-a fost prelevată și o probă de sânge. Expertiza toxicologică ar fi demonstrat un nivel de 0,95 de grame de alcool per litru, ceea ce înseamnă de trei ori mai mult decât prevede norma. Jurnaliștii de la Nord News, care au monitorizat cazul, nu au fost lăsați să intre în salonul de proceduri. Așteptăm rezultatul acestor probe, sperăm că nu va fi trișat niciun rezultat. Peste jumătate de an distanță, judecătoria din Bălți, iar mai apoi și Curtea de Apel Bălți, l-au găsit vinovat pe președintele raionului Fălești de conducerea automobilului în stare de ebrietate avansată și l-au condamnat la 134 de ore neremunerate în folosul comunității. Suplimentar a fost lipsit și de dreptul de a se așeza din nou la volan. Unde ați ispășit această pedeapsă? Unde, acolo unde serviciul este de probațiune, mi-au prescris acolo și am ispășit. La Bălți ați fost? Da. Și ce lucrări ați făcut? I-am spus și colegului dumneavoastră, că adică am făcut lucrări de defrișare. Adică nu e ceva ieșit din comun. Copaci ați defrișat sau ce? Da, ne-am pregătit de iarnă. Și dacă în decizia judecătorească se menționează că Fântâna și-a recunoscut vina și că regretă fapta, în discuția cu echipa noastră de filmare a negat că era biat în acea seară. Toate lucrurile au fost înscenate. Deci nu recunoașteți nici acum că atunci erați în stare de ebrietate. Ca să fie clar, asta a fost bine organizat și regizat. De către cine? Și bun, eu cum să mă pun eu singur în fața presiei? Adică n-ai cum, în fața unui mecanism mare, puternic, n-ai dar cum. Dar cine a regizat și de ce? Ați așa cu consecutivitate. Cum oponenții politici sau cine? Și o să vedeți că asta a fost bine și de fiecare dată când vrei cineva să exercite presiune asupra mea, adică că veniți dumneavoastră, ca exemplu azi, mai cu o săptămână urmă, tot niște colegi de dumneavoastră. Cu ce v-am presat eu? Ce credeți că s-a întâmplat după ce plec eu? Pe toată durata interviului acesta s-a arătat mirat de interesul nostru față de evoluția dosarului său. Este foarte important ca presa să urmărească până la capăt ce s-a întâmplat. Hai dați să vă întreb altfel. Doar sunt mult mai mulți oameni importanți care ar merita o atenție sporită din partea televiziunii. Cărui fapt se datorează interesul televiziunilor față de bine? Ați fost un contravenient. Ați încălcat. Păi sunt, și sunteți președinte de Consiliul Raional, nu sunteți Petrică sau Ionică. Și nu reflect, ca exemplu, eu știu, televiziunile, să spunem, că Consiliul Raional Fălești are locuri de frunte la transparență. Și lucrul ăsta nu se reflectă. Adică dați să arătăm oamenilor și partea pozitivă. Președintele raionului Fălești a fost condamnat în baza articolului 264 prim din codul penal. Acesta prevede că șofatul în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefiante se pedepsește cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 200 la 240 de ore, cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Redobândirea dreptului de a conduce este un proces destul de complicat acum. Pentru asta, șoferii trebuie să se adreseze la Inspectoratul Național de Probațiune și să achite 4.000 de lei. Abia după sunt incluși în programul denumit generic Drink and Drive. Potrivit datelor inspectoratului oferite la solicitarea echipei Moldova Gândește, la momentul de față își restabilesc dreptul de a conduce 60 de șoferi, iar de la lansarea acestui program, în 2019, au fost eliberate 1.040 de certificate confirmatoare de parcurgerea programului probațional, ceea ce le oferă șoferilor dreptul de a urca din nou la volan. Programul
prevede o vizită la Centrul de Medicină Legală și o vizită la Institutul de Medicină Urgentă. La morg, acolo se duc, spală scările. Statul are obligația să lucreze cu el ca să nu mai admită pe viitor astfel de încălcări. Anterior, reporterii TV8 au filmat un asemenea moment. Atunci, un grup format din 8 bărbați, toți din raionul Soroca, prin șbeți la volan, au lucrat pentru scurt timp la morgă. La ieșire, aveau același mesaj, ca nimeni să nu urce niciodată în stare de ebrietate la volan. Și am văzut acolo, mă gândesc, nu vadă nimeni și să nu ajungă pe drumul ăsta nimeni. Dacă știți un pahar, ai meu, le doresc să nu urce la volan. Vine în stare de ebrietate să nu stai. Că nu e bine, nu e chiar așa de plăcut să ajungi prin, adică prin, pe aici. O pedeapsă și mai dură riscă cei care sunt prinși beți la volan, dar nu dețin un permis de conducere sau sunt privați de dreptul de a conduce. În cazul lor, pedeapsa prevede muncă neremunerată în folosul comunității, la fel de la 200 la 240 de ore sau chiar închisoare de până la un an. Este și cazul unui bărbat pe nume Dumitru, care conducea o motocicletă fără să aibă carnet de conducere. Testul alcoolscopic a arătat o concentrație de 0,41 de promile în aerul expirat. Am asistat la pronunțarea deciziei în dosarul său penal, s-a întâmplat la judecătoria Chișinău cu sediul Buicani, la ședință nu s-a prezentat nici el și nici avocatul său. Cunoaște vinovat de comitere infracțiunii prin articolul 264 din 1 alineat 4 Cod Penal Republicii Moldova și se aplică pedeapsă formă de închisoare pe termen de 6 luni cu executare pedepsei în penitenciar de tip semi-închis. Potrivit prevederilor articolului 90 Cod Penal Republicii Moldova, executarea pedepsei cu închisoare stabilită în privința lui Rotar Dimitri Dimitri prin prezenta sentință se suspendă condiționat pe o perioadă de probațiune de un an și nu va fi executat dacă inculpatul în perioada de probațiune nu va săvârși o nouă infracțiune și prin respectarea condițiilor probațiunii va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Să participe la programe probaționale, să presteze muncă neremunerată în folosul comunității pe durată de 100 de ore. Judecătorul Vitalie Budeci are în gestiunea sa 10 de astfel de dosare. Doar în acest an i-au fost repartizate 32 de cauze penale pornite pentru conducerea mijloacelor de transport în stare de ebrietate. În cazul în care inculpații își recunosc vina, procesul penal se desfășoară într-o procedură simplificată. Mai anevoios este atunci însă când șoferii nu își recunosc vinovăția. Probele sunt destul de evidente. Avem fie rezultatul testării alcoolscopice, fie examenul medical realizat la Dispensarul Republican de Narcologie și de multe ori inculpații nu le contestă. Este evident pentru ei că probele demonstrează pe deplin vinovăție și solicită examinarea cauzei în procedură simplificată, ceea ce le oferă, în schimb, reducerea pedepsei. Dar totuși sunt destul de multe cazuri când inculpații nu recunosc vinovăția și, mă rog, solicită examinarea cauzei în procedură generală. Examinarea unui dosar în procedură simplificată, să zicem, poate să dureze 2-3 luni de la parvenirea cauzei în instanță până la pronunțarea sentinței. Depinde iarăși de situație. Cu cât mai repede este examinat dosarul, cu atât mai bine, pentru că asemenea infracțiuni penale se prescriu în termen de 2 ani de la data comiterei faptei. Uneori se mai recurg și la diferite tertipuri doar pentru, de către partea apărării, pentru a tergiversa examinarea la maxima cauzei, pentru ca să intervină termenul de prescripție. Sunt diferite modalități. Fie că nu se prezintă, fie inculpatul odată, a doua oară avocatul nu vine, se îmbolnăvesc. Sau solicită administrarea de probe, de exemplu, să fie citat și audiat un anumit martor care ar putea să demonstreze careva în viziunea lor, careva circumstanțe. Doar în acest an, circa 3800 de șoferi s-au ales cu dosare penale pentru condusul în stare de ebrietate și au fost lipsiți de dreptul de a conduce. Numărul nu diferă mult de anul trecut, 2021, atunci când au fost aproximativ 3700 de șoferi acuzați la fel de această infracțiune prin prisma codului penal. Acest lucru înseamnă o presiune enormă și pe sistemul judecătoresc care trebuie să emite sentințe în cazul lor. O simplă căutare pe portalul instanțelor arată că cel puțin în judecătoria Chișinău sunt fixate ședințe până în martie 2023. Deși există o inițiativă legislativă de a scoate din codul penal această infracțiune, deocamdată nu a ajuns la nivel de lege.
Doamnelor și domnilor, atât pentru ediția de astăzi. Dacă vreți să revedeți reportajele, intrați pe canalul nostru de YouTube, dar și pe site-ul tvo.md. Eu îmi iau rămas bun până sâmbăta viitoare. Rămâneți însă în continuare pe TVO, pentru că imediat după urmează serialul Primele Rândunici.